ci, dar cine poate ști când vor trece ani în țară, oare viața ta o voi vedea tot eu. Ziua și bun găsit, dragi prieteni! Vă invit să fiți alături de mine astăzi la o ediție specială pe care o dedicăm unei mari doamne a filmului românesc, a televiziunii române, dar și a muzicii despre care ne va vorbi ea însăși, alături de noi Ileana Popovici, invitat special al serilor filmului românesc la Iași. Bun venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! E foarte frumos la voi aici, îmi place, mă simt foarte bine și onorată că pot să fiu cu publicul ieșan și să le spun că mă simt foarte bine la Iași. În fiecare an este sărbătoarea inimii mele, pot să spun. Îmi întâlnesc prieteni, îmi întâlnesc oameni noi pe care îi cunosc și care îmi fac o mare bucurie și plăcere să văd regizori, actori, oamenii de pe stradă care ne opresc, ne întreabă ce mai face, sunteți sănătoasă, cum o mai duceți, e foarte important. Și asta înseamnă o încărcătură, mai ales la o vârstă puțin mai așa, mai înaintată, înseamnă zile în plus și înseamnă bucuria de a trăi în continuare, cu toate că nu e totdeauna viața așa cum ne-am dorit. În orice caz, vă mulțumim și noi, distinsă doamnă Ileana Popovici, pentru că ne aduceți aminte că în Moldova există foarte mult suflet. Știam asta, dar uneori uităm și, din păcate, e bine că vine cineva să ne readucă acasă, de fapt. Și acest festival dedicat filmului românesc aduce acasă, în fond, și bucuria de a fi împreună. E o bucurie pe care generația pe care dumneavoastră o reprezentați a trăit-o de plin, deși vremurile de atunci nu au fost tocmai în siajul ideii de frumos și de artă, dar nu au fost nici potrivnice. Dacă e să punem în balanță epoca de atunci cu epoca de acum, cum resimțiți dumneavoastră efortul acesta creator pe care îl face un artist? A fost mai propice acea epocă decât cea în care trăim acum? Știți, fiecare om își trăiește viața într-un fel. În ceea ce mă privește, spun așa, aveam un mare avantaj pe vremea aceea, eram tânără. Nu puteai să te gândești tot timpul să mergi, să-ți cumperi, să pleci în vacanțe, în Bali și în Dubai, pentru că nu exista această posibilitate nici prin cap. Nici în vise nu puteai să-ți
să viseze așa ceva. Deci era pur și simplu inexistentă această posibilitate. Deci ne rezumam la ceea ce era posibil. Și atunci sigur că poate ne apropia mai mult de citit, de văzut filme, pentru că nu erau filme peste tot și ne adunam între noi, cine avea un casă, un video, casă, video, nici am uitat și cum se numește, ca să vedeți, sau ascultam muzică la magnetofon. La magnetofon, venea cineva din străinătate cu un CD, vinil, John Williams, Neil Diamond, Pink Floyd, era o mare bucurie și ne adunam toți și ascultam, ne făceam repede câte o copie și aveam bucuria, să spun așa, bucuria de a ne împărtăși ceea ce fiecare făcea. Adică eu mă ocupam foarte mult de muzică pe vremea aceea, cei care făceau film exista la vis-a-vis de Scala, era un cinematograf studio care acum tot e în reparație de zeci de ani și ar fi bine să se refacă, un fel de cinematecă, și mergeam lunea o dată pe săptămână și ni se dădeau două filme acolo și erau filme de artă, Tarkovski, Vaida, Fellini, și eram toți împreună și după aceea discutam filmul, mergeam la o bere vis-a-vis și era o bucurie. Deci erau alte vremuri, nu pot să le compar. Erau vremuri în care frumosul era de fapt și o formă de libertate. Sigur că da, bineînțeles. Fără a fi protestatar. Da, fără, pe un cine zice, nu aveam curajul, vă spun cinstit, nu aveam curajul pentru că știam că lucrurile sunt irreversibile, te duci și faci balamuc, gata, te dă afară din facultate, nu mai intri. Și așa că șoteam între noi și bârveam și povesteam și eu zic așa în general, bine că au fost și excepții, oameni care au fost mai curajoși, care au avut curaj să spună atunci lucrurilor pe nume. Spun în general, oamenii vreau să-și trăiască viața liniștit și fiecare și-a găsit un drum pe care să poată merge. Drumul acesta al dumneavoastră începe cu istoria, de fapt, da? Începe cu o călătorie a părinților care vin în România din Republica Moldova în 1940, în unul din cei mai grei ani pentru relația dintre aceste două maluri ale Prutului, să spun așa, când am asistat cu toții la evenimente nedorite și pe care nu ni le dorim în niciun, în niciun fel repetabile. Vedeți, fiecare dintre noi duce mai departe și observ, toată viața am fost marcată de poveștile și de viața pe care am dus-o cu părinții mei, pe care i-am respectat, i-am iubit, i-am adorat, au fost niște părinți excepționali. Tatăl dumneavoastră a fost preot. Tatăl meu a fost preot. Preoții erau extrem de prigoniți. Sigur că da. Nu este vorba despre asta. Este vorba că era o situație specială. Părinții mei s-au refugiat din Basarabia de două ori. În 1940, în iunie, atunci când s-a cedat Basarabia, și au venit într-o situație disperată pentru că li s-au dat 3 zile să treacă Prutul și când au ajuns prima zi, deja s-a închis granița, nu mai puteau să treacă. Și primii vizați de către cei care au ocupat atunci Basarabia românească erau preoți, învățătorii și oamenii în general care duceau societatea mai departe. Și bineînțeles că frica tatălui meu și a mamei mele a fost... În momentul ăla și-au lăsat tot, au venit și ei săraci de pe malul Nistrului, deci au traversat Basarabia și la Fălciu, pe acolo au trecut. Și mă emoționez când povestesc, că sunt poveștile lor, știți, și cu ele am trăit. Povestea lor e povestea dumneavoastră. Da, și asta îți rămâne, adică poate și când te naști, te naști cu o anumită stare a părinților, a mamei, a tatălui. Mama mea era gravidă atunci cu sora mea și au trecut Prutul cu armata română, pe tăticul au făcut preot militar, au pus ceva în cap așa și pe mămica bucătăreasă. Și așa au ajuns în România cu ce au avut pe ei. Și atunci o familie, ca pe vremea aia lumea s-a ajutat mult mai mult decât acum, o familie de oameni buni și
familia Brătianu, Vintile Brătianu, de la Râmnicu Vâlcea, s-a oferit să ia o familie de preoți să-i găzduiască. Și așa au ajuns la Râmnicu Vâlcea, unde au primit totul, de la povestea mămica, doamna Lia Brătianu, Dumnezeu să o odihnească, că o punem acolo la pomenire. Și acum i-au îmbrăcat, le-au dat și o cratiță să-și facă o mâncare și au luat-o practic de la zero. Și așa sora mea s-a născut la Craiova, peste câteva luni. Și așa s-a schimbat și destinul. Nu, dar după ce s-a redat Basarabia din nou României, s-au întors. Da. Și s-au dus din nou la Baimaclia, unde erau bunicul meu, preot, preotul Harnagea Dumitru. Și s-au întors, crezând că totul o să fie cum a fost. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și a trebuit să refugieze a doua oară. Și a doua oară au nimerit aici, lângă București, la sudiștii mei, cum zic eu. Și aici am apărut și eu în 1946, că nu era cazul să vin pe lume, că era o foamete îngrozitoare. Și mămica îmi povestea că oamenii stăteau cu păturile în geam ca să doarmă copiii zi și noapte, să nu ceară de mâncare. Și dacă Dumnezeu a vrut, eu am apărut la Buturugeni, într-o comună amărâtă, vai de capul ei, acum arată foarte bine, bineînțeles, cu niște părinți extraordinari, de o modestie fantastică, oameni cultivați, citiți. Tatăl meu a făcut seminarul Veniamin Costache, aici la Iași, și am o fotografie mare cu el când erau foarte legați de Iași, pentru că tăticul vine din comuna Florițoaia, de dincolo de Prut, de aici imediat. Mămica vine din Bucea, mai de departe. Așa că legăturile mele cu Iașiul, cu Moldova, am avut și am o verișoară aici. Am avut aici pe fratele tatălui meu, care a fost preotul Gheorghe Popovici și care a fost un preot cunoscut în Iași. Deci de Iași sunt legată, să zic, din naștere. Da. Și cumva ați avut puterea, ceea ce era incredibil pentru un om atât de fragil cum păreați, da, în aparență, pentru că în interior erați o flacără arzând, să transformați această foame reală a istoriei într-o foame de frumos, de artă, de muzică, da? Drumul v-a purtat și părinții v-au sprijinit pe acest drum, așa cum am putut să citim în frumoasele reconstituiri, adică în aceste interviuri pe care i le-ați dat doamnei Radmila Popovici, care este și ea actriță, poetă, scriitor, o voce foarte importantă de astăzi a literaturii de dincolo de Prut, care e de fapt tot literatura română. Care de fapt e nepoata mea, care și e nepoata, pot să mă laud cu asta. Da. Pentru că atunci când merg la Chișinău, eu nu sunt Ileana Popovici, actriță, la nu știu ce, eu sunt mătușa lui Radmila. Da. Și sunt foarte încântată. E neamul meu și mă bucur. O preluare foarte frumoasă, da, a ștafetei. În aceste reconstituiri, povestiți între altele și cât ați avut de suferit în tinerețe din cauza faptului că tatăl era preot și cum nu ați putut să alegeți o altă carieră care, de fapt, cariera a fost aceeași, dar ați fi putut să mergeți într-o altă zonă, într-un alt domeniu care v-ar fi interesat mai mult. Și așa ați ajuns la conservator și a început o altă pasiune, la care poate nu vă așteptați inițial. Știți, eu, poate e bizar ce vă spun, dar eu totuși cred în destin, după așa cum s-a desfășurat viața mea. Nu, mama mea era foarte talentată, cânta foarte bine, în familie la noi se cânta tot timpul. Deci eu am crescut așa, plus că eram și dascăliță la tăticul la biserică, cunoșteam totul, încă n-avea dascăl și mie îmi plăcea să cânt și decât să stau prin copaci și la, nu știu ce. Atunci, deci eu am crescut în armonia asta. Părinții mei iubeau foarte mult cântatul. Bine, n-aveam televizor, n-aveam radio, dar era bine, era muzica bine. Muzica și sonoritatea, da, asta, da, crea armonie, da, într-o epocă. Mama mea foarte avea o ureche gri. Perfectă, vă spun. Eu zic că din familia noastră ea era cea mai talentată. Numai că vremurile au fost așa cum au fost și n-a putut să facă această carieră. A devenit, per forța, să zicem așa, inginer agronom. Vă dați seama, preoteasă, inginer agronom. Cum spunea ea, la comuniști nu sunt bună, că zic că mă duc duminica la biserică și că nu știu ce, la
preot, nu sunt bună, că mă duc cu tractorul duminica sa. Deci ea a fost o femeie puternică care a luat frâiele și a spus: fetele mele trebuie să facă ceea ce știu să facă cel mai bine. Și a știut să descopere noi, și mine și în sora mea, ceea ce aveam noi bun, că nu totdeauna ai numai lucruri bune, nu? Și a știut să... Ea a spus așa, să fata vă ajute mea, cu vocația. Fata mea cântă toată ziua la biserică, la aia, la... trebuie să facă muzică. Și a găsit și într-un ziar. Și ați făcut și instrument. Da, am găsit într-un ziar, că vorbeam cu colegii aseară și le spuneam: băi, ce înseamnă? N-aveam pilă, n-aveam cunoștință, ai mei la țară, veniți din Basarabia. Era o școală de muzică la București, care există și acum, școala de muzică numărul 1, care avea internat, și au dat un anunț în ziar: cine copii să vină să dea examen. Și așa am ajuns să dau la examen. La 9 ani? Da, la 9 ani. Și nu vreau. Nu vreau să părăsiți familia, niciodată. Să mergeți în internat, no, și ați intrat acolo precum creangă, da? Desprinsă, da, de fapt, absolut, din lumea aceasta atât de frumoasă a satului. Îl iubesc foarte mult pe creangă și să știți că îl citesc și acum. Sunt convinsă. Pe cuvânt, vă spun, da. Adică... Se vede și din aceste reconstituiri în care aduceți atât de des omagiu, da, lumii noastre rurale, pe care, da, o cum o vedea Blaga, o vedeți și dumneavoastră, da, ca pe o eternitate. Am rămas cu lucrurile frumoase pe care le-am trăit. Am, nu știu, sunt o fire care am avut posibilitatea să-mi șterg anumite momente grele și infecte din viața mea și am rămas cu ce e mai frumos și cred că este în avantajul meu și sfătuiesc pe toată lumea să nu fii rancunos, să nu poți ură, să nu... pentru că toți avem și momente bune și momente frumoase, trebuie să rămânem cu lucrurile bune și să încercăm să fim buni, să ajutăm pe cei de alături, să nu fii infatuat că tu ești mare și ești tare. Fiecare a avut un destin și poate Dumnezeu unul i-a dat mai mult, altuia mai puțin, sau unul i-a mai devreme, altuia mai târziu. Deci trebuie să avem răbdare. Doamna Ileana Popovici, sunteți un om al echilibrului, dar a fost întotdeauna așa? Nu, acea ruptură de la 9 ani și un internat... Dar nu sunt un om de 15, al echilibrului, nu? Să știți. Nu. Adică am și eu patimile mele, știți cum spunea și Nichita, știți? Adică mie când îmi place ceva, mă țin de treaba aia. Adică am fost, sunt tăuriță și taurii sunt... Hotărâți. Sunt încăpățânați, e adevărat, dar sunt și perseverenți în a face ceva și asta m-a ajutat. Eu am vrut să fac muzică și de la 9 ani m-am ocupat de povestea asta. Ați făcut și vioară? Am făcut vioară, după aceea, mă rog, a intervenit o perioadă în care n-am putut să-mi continui școala de muzică din clasa 8-a pentru că n-aveam dosarul așa și a trebuit să merg la Bolintinu din Vale, la școală, la internat, cu 30 de fete într-un pod, am dormit 4 ani. Și cu toate astea am făcut acolo ansamblu artistic, de dansuri, de nu știu ce, și am ieșit în față pentru că aveam drumul ăsta de parcurs. Și talentul cumva își găsea propria cale, chiar dacă... Am avut un profesor, de-aia e foarte important pentru toți copiii, pentru toate familiile, profesorii. Cei care îndrumă, care stau mai mult cu elevii și care văd talente și că să-i promoveze, să înțeleagă, să facă ceea ce le place și pentru ceea ce sunt făcuți. Că degeaba mă puneau pe mine să fac matematică, care nu eram în stare, nu. Am rămas la nota 5 toată viața la matematică. Nu m-a certat nimeni. Ați fost născută pentru muzică, da, dar și pentru arta aceasta a expresiei figurative. Nici nu știu dacă o să o numesc teatru, film, scenă, televiziune. Sunt atât de multe. E un caleidoscop până la urmă, din care figura omului de artă, până la urmă, care este Ileana Popovici, răsare absolut pură și armonioasă. Da? Ați iubit bossa nova, ați iubit jazzul și poate cele mai frumoase amintiri din acești ani sunt legate de participarea într-o formație. Vă las pe dumneavoastră să ne spuneți mai multe. Păi, știți, asta a fost într-un fel șansa mea când am venit la București și am intrat la conservator. Era Casa Studenților, cum era și la Iași.
unde noi, studenții de la conservator, aveam o orchestră cu colegii noștri și cine vrea să cânte muzică ușoară sau ceva, cântam acolo pentru studenții care veneau de la alte facultăți și ne distram, ne simțeam bine, nu aveam nicio pretenție să, la televizor, nici prin cap nu ne trecea. Și erau nume care au devenit Pompilia Stoian, Dan Spătaru, Marius Seicu și multe lume, Anda Călugăreanu, Nicu Alifantis, toți eram acolo, cântam între noi și ne simțeam foarte bine. Până când a apărut nebunia asta cu televiziunea și bineînțeles mirajul, că cine avea televizor pe vremea aia și te vedeai pe sticlă, îți făceai și cruce, Doamne, sunt eu, nu sunt eu. Și a venit la Casa Studenților o doamnă extraordinară care a fost mâna dreaptă a domnului Tudor Vornicu, marele realizator de emisiuni și director și care a făcut practic televiziunea română, constructorul, doamna Ileana Pop. Domnul Vornicu și el moldovean de la Giud, cum sunt atâtea nume mari, Emanuel Pretruț, Emil Bota, Dichiseanu și mulți, Leopoldina Bălănuță din Vrancea, adică moldovenii, domnule, trebuie să recunoaștem, asta e. Mulțumim. Așa. Și a venit doamna Ileana Pop și a spus, facem la televiziune un revelion și ia să aleg câțiva studenți, fețe noi, nu știu ce. Și aici începe să lucreze destinul, știți? M-a ales și pe mine în toată povestea asta, nici prin cap nu mi-ar fi trecut. Și am fost invitată la televiziune, țin minte, primul revelion care se făcea în direct de la studioul vechi din Molière, că nu vreau să vă spun ce aparatură era, că acum mă uit aici... Acum sunt alte nici vremuri. Nici nu-mi vine să cred. Dar atunci, așa, pe lângă aparatură, era foarte mult suflet și tenacitatea de a împinge lucrurile, exact, înainte. Exact. Și făcea, lucruri de care ai nevoie și acum. Făcea emisiunea de rebelion Valeriu Lazarov, așa l-am cunoscut. Deci am avut noroc să intru pe mâna unui om care a însemnat ceva în lumea asta. Care a știut ce să ceară, cum am să ceară și când să ceară. Am cântat un cânt, minte, era în direct pe la 1 noaptea, ploua afară. Și până am ajuns la studio, m-a plouat, am intrat cu rochia udă și probabil că ceva oamenii ăștia au văzut la mine. Ar trebui să intre pe ei, din păcate nu mai sunt mulți printre noi. Probabil că am avut și eu ceva bun, nu știu ce. Dar televiziunea mi-a schimbat într-un fel destinul. Pentru că eu eram student atunci la conservator și am început o relație extraordinară cu Richard Oșanitski, mare compozitor, mare un geniu, aranjor, de fapt, al acelor timpuri. Ăsta e cuvântul potrivit. Absolut, și da. Cred că... Și lui îi datorez faptul că am intrat într-o lume a muzicii rafinată, specială. Și el, să zic, m-a îmbolnăvit de povestea asta cu Bossa Nova, de care habar n-aveam, de ce să vă spun. Și v-a făcut am să vă îndrăgostiți și de muzica clasică, nu? Da. De păi muzica... Mai întâi m-am îndrăgostit de el. Da. Și din cauza că m-am îndrăgostit de el, m-am îndrăgostit de tot ce îi plăcea. Și îi plăceau lucrurile extraordinar de rafinate și lui îi datorez foarte mult acest, cum să spun, această iubirea mea pentru lucruri frumoase, pentru că el le știa, era foarte pregătit, era un cultivat, cunoștea 7 limbi străine, din părinți care făcuseră muzică cu la Viena cu Richard Wagner și cu, adică solid, nu vorbea așa 3 note și un brânci. Deci am avut norocul ăsta. Am făcut muzică de film, atunci m-a luat Ricci, am făcut Bossa Nova, am făcut prelucrări împreună cu Puicai Giroșanu, prelucrările acelea, muzică preclasică modernă și muzică modernă în preclasic. Am făcut foarte mult muzică de film. Atunci am intrat puțin în lumea asta pe care nu o cunoșteam. Că și Ricci, care, din care în timp ați făcut o profesie. După aceea, pur și simplu a fost viața mea, acum toată lumea zice, actrița Ileana Popovici. Eu nu mă consider chiar așa o mare actriță, dar am făcut după aceea multe filme. Ați făcut rolul
absolut memorabile, fără să faceți asta în fiecare zi. Ați iubit enorm de mult muzica, poate și datorită acestei foarte frumoase povești de dragoste pe care o amintiți mereu cu foarte multă onestitate și cu foarte multă seninătate, doamna Popoviș, ceea ce n-am văzut la alte persoane. Dar trebuie să ne asumăm lucrurile astea. Eu nu știu, când văd așa interviuri, vai, n-am iubit odată în viața mea. Hai să fim serioși, înseamnă că, nu știu, n-ai inimă. Dragostea înseamnă viață și artă, nu? Și artă și suferință și decepții și din decepții se nasc idei și din ideile astea scrie o carte, scrie o muzică. Și din astea se nasc sursă, alte întâlniri și sigur care vin la pachet cu alte forme absolut, de iubire. Da. Și de ce am cântat la televizor și așa m-a văzut domnul Lucian Pintilie. Și în 1968 ajungem de la reconstituirile cu Ileana Popovici la reconstituirea, da? Da, asta este o fotografie, chiar o fotogramă din film. Da, din film. Am dorit foarte mult această fotografie pentru că mă reprezintă. Și am avut discuții cu Radmila, dar mătușe, uite aici ești frumoasă, cu pălărie, cu nu știu ce. Zic, mă, nu vreau așa ceva, vreau să fiu eu. Că eu sunt o persoană care... Nu pot să mă prefac, din păcate, de multe ori. Și atunci am mi-asum lucrurile astea. Acolo era Ileana Popovici în adevărul ei. Da, aici în cartea asta sunt. M-am destăinuit, m-am destăinuit nepoatei mele, care nu mă cunoștea. Și am zis, dacă tot vrei să mă cunoști, mă înregistrezi. Eu îți povestesc și poate iese și o carte, poate, am zis. E o formă foarte frumoasă de maieutică această carte, adică sunt discuțiile așa de departe. Dintre discipol și magistru. Eu văd lucrurile așa, mulțumesc, pentru că împărtășiți foarte multe, nu doar Radmilei, ci oricărui om care vrea să învețe mai multe despre ceea ce înseamnă profesia atât de complexă pe care ați făcut-o, dar și modul senin și onest în care ați abordat lucrurile. Mulțumesc. E un adevăr și cred că în reconstituirea ați reușit să dați chip, da, imagine acestei forțe lăuntrice pe care o aveți, pe care între alții și distinsul poet Emil Bota a îmbrățișat-o, cum scrie aici în carte, îmbrățișând-o pe Ileana, îmbrățișez visul meu cel mai frumos. Deci iată un chip al unei epoci care trebuie amintit. Au fost și alte roluri pe care le prețuiți în mod deosebit? Da, pentru că rolurile pe care n-au fost foarte multe, dar fiecare pentru mine înseamnă ceva, normal. Faptul că am lucrat după reconstituirea un film în care n-am avut un rol foarte mare, dar eram totuși singura prezență feminină, ceea ce era important, a fost prea mic pentru un război atât de mare al lui Radu Gabrea, unde erau tot așa mari actori și o atmosferă extraordinară. Radu Gabrea, un regizor foarte bun, era asistent pe vremea când făceam reconstituirea și a venit la filmări și a pus ochii pe noi de atunci, de la reconstituirea. Când a făcut primul film, prea mic pentru un război, ne-a luat și pe Danuțu, pe mine și erau foarte mulți actori acolo. După aceea am făcut un film la care țin foarte mult, dar care a avut o soartă ingrată, ca și reconstituirea. Da, mă rog. Acum mă bucur. Știți că vin în față cu două filme interzise, ce s-a întâmplat. La vremea aia așa a fost și am primit... E bine că astăzi putem spune adevărul și... Și că filmele astea, datorită acestor festivaluri, au fost repuse în circuit. Pentru că prima dată reconstituirea a fost proiectat după 1990, aici la Iași, la prima ediție. Vă dați seama când a venit și Mihăiță și Găitan și toți. Deci 100 de lei filmul care a fost ars în Buftea, în regia lui Mircea Săucan, un film oniric și absolut special, nu s-a mai văzut niciodată. Radu Gabrea a făcut la Mediaș un festival și ne-a invitat să proiectăm acest film 100 de lei, care întâmplător după Revoluție s-au găsit o copie la Buftea aruncată pe nu știu pe unde. Deci Dumnezeu lucrează prin propriile și filmele au un destin. Da. Și filmele au un destin. Și faptul că aceste filme au ieșit la suprafață
și oamenii sunt interesați să le vadă, este și datorită acestor întâlniri, festivaluri care sunt făcute de tineri. Și e un lucru extraordinar. Tineri ceea ce care fac au crescut, ei, că sunt generoși în fond, nu? Evident, sunt tineri care au crescut cu dragostea pentru film, pentru că au adevărat prins această epocă. Și au respect și pentru valori. Nu se dezic de ea. Sigur că da. E un patrimoniu, de fapt, imaterial, poate mai important decât orice patrimoniu material, arta, pentru că de el nu, pe el nu-l vom pierde niciodată. Eu mi-aduc aminte, între altele, și de Mihail Câine de Circ. Și filmul meu pe care îl iubesc foarte mult e Pentru Patrie, unde sunt soldatul Ciucă. Și e un film la care țin foarte mult. Zile fierbinți, am făcut cu Sergiu Nicolaescu câteva filme și am colaborat foarte bine cu el, încă am făcut și ilustrația muzicală la Neamări Miliardar și ne-am înțeles foarte bine, nu mi-a refuzat nicio muzică, niciun accent, nimic, avea totală. Am făcut ilustrația la Sergiu și la Revanșa, la Accident, la mai multe filme și la Zile fierbinți. Deci am făcut câteva filme la care țin la fie și la Mihail Câine de Circ, mai ales că eu sunt mare iubitoare de animale, pot să spun că am o mare dambla din copilărie și cățelul din Mihail Câine de Circ, Fluffy, este un terier irlandez exact ca în cartea lui Jack London. Și Sergiu s-a dus în Germania și a luat câinele ăsta de la o crescătorie specială, era fon, nu știu ce, cu bilețele, adică avea originile. Numai asta, câinele ăsta a stat în România 6 luni și eu am avut grijă de el. Acum, nu știu dacă m-a luat Sergiu un film pentru că eram așa de bună, dar Fluffy, cățelul, nu a acceptat pe nimeni, altă persoană feminină lângă el, așa că per forța a trebuit să mai am filmul ăsta și am rămas stăpâna cățelului până la sfârșit. Eu cred că nu s-ar fi putut altfel, da? Și domnul Sergiu Nicolaescu cu certitudine avea rațiunile domniei sale. Da, am colaborat și am fost foarte bun prieten și îmi pare rău să aud și lucruri urâte despre el. Adică e urât să vorbești despre oameni care au lăsat ceva pe lumea asta. E loc pentru toată lumea. Bineînțeles. E loc pentru toată lumea. Sergiu Nicolaescu este o pagină a cinematografiei românești. Vrei, nu vrei, recunoști, nu recunoști. Grăitoare da, în sigur, sine, da. Și, mă rog, și el iubea Iașul și el a venit cu drag la Iași și Iașul îi datorează mult. Iașul a fost prezent în filmografia sa nu putem să nu spunem despre acest om că el a încercat să prezinte adevărul istoric al unor epoci cât mai aproape. Lume, în sfârșit, asta nu contează, dar ce vreau să vă spun, că, de exemplu, am fost cu cei de la Cinemaraton, care este postul ăsta de televiziune excepțional, care dă filme românești, ceea ce este foarte documentare, istorice, artistice, de tot felul. Eu sunt foarte prietenă cu ei și admir și apreciez și chiar fac un lucru extraordinar. Îi urmăresc mereu. Știu. Toată lumea, cel puțin la sat, acum toată lumea știe engleză ce-ți faci. Da. Toată lumea se uită de la sat, se uită la Cinemaraton. E foarte important să iubim filmul românesc și să îl prețuim în continuare. Și vă spun, am fost cu ei la Chișinău acum o lună și mă bucur enorm că s-a făcut un post Cinemaraton pentru Moldova. Și știți ce important este? Și acum ne gândeam ce filme... Dom'le, filme istorice. Care sunt filmele alea istorice? Și iar ne întoarcem. La Sergiu. Și la altele. Adică, deocamdată, astea sunt. E o formă de cultivare a identității naționale. Da, nu poți să te dezici de ea. E foarte important pentru că a ajuns în Moldova canalul ăsta. Eu am acolo, mă ocup de o școală în satul mamei mele, la Baimaclia. Unde să spunem și asta, sunteți un om extrem de generos. Vroiam să încheiem cu această idee. Dar sunteți un om foarte generos, un om care se preocupă să și doneze, să aducă obiecte, lucruri, computere pentru copiii care au nevoie realmente de ele și în care poate există cine știe cât de multe talente, da? Există. Care peste ani am și dovada. Da. Vor pentru intra că în lumea filmului. Acum vreo 10 ani, da?
I-am spus lui Andrei, era și el la început, zi, măi, e o copilă așa de talentat de la Baimaclia, Ion Golubei, clasa 8-a la liceul Vieru, de la... e foarte talentat, e un copil, hai domnule să-i facem aici o expoziție, să vadă lumea, că există potențial acolo. Ei au fost foarte drăguți, era și Mihăiță și cu Găitan, eram cu Reconstituirea și am făcut aici în hol o expoziție. Nu vreau să spun ce mare pictor e copilul ăsta acum, copil, că au trecut ani de zile. Pentru că cineva a știut să vadă. Și a fost prima lui panoarea. Expoziție în cadrul serilor filmului românesc. Vedeți, aici se întâmplă și lucrurile astea, care sunt foarte importante. Trebuie să uităm, nu trebuie să uităm că suntem oameni și trebuie să ne ajutăm. Nu trebuie să întorci spatele la necazul unuia. Dacă poți, dacă nu poți, nu poți, dar măcar... E foarte important. Și eu cred că lucrul ăsta se zidește aici, la Iași, încă lumea este blândă, e bună, e răbdătoare, apleacă urechea, nu sunt toți nervoși pe stradă, în jură, la București, nu vă mai spun ce balamuc. E foarte importantă atmosfera. Și din atmosfera asta, și din prietenii, și din faptul că l-ascult pe ăla ce-a mai pățit, ce am... a mai pus un șold, a mai făcut o fractură, se creează o stare de frăție și avem nevoie mare să fim uniți și să fim împreună, că suntem oameni pe pământul ăsta, să ne protejăm unii pe alții. Eu așa zic. E foarte frumos ce spuneți, da. Și cred că dacă ar fi cumva să sintetizez ceea ce am citit în această carte de memorii, între altele, e acest sfat pe care îl dați fără să o faceți în mod direct. Să nu lași nicio zi să treacă fără să faci o faptă bună. Da, eu mi-aduc aminte și cu asta am încheiat o vorbă a unui actor foarte bun, Dumitru Furdui, care era și el din Chișinău foarte bun, un actor excepțional, tatăl lui Tudor Furdui, care face acum transmisiuni sportive. Da. Era și foarte simpatic, așa, și glumește, și el spunea tot timpul, orice discuție aveai cu el, spunea, măi, să nu uitați, tot în viață e să fii om. Cât de simplu. Doamna Ileana Popovici, vă mulțumim că ne-ați readus acest adevăr mai aproape de inimă Vă urăm bucurii, 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 bucurii. Vă mulțumesc. Bucurie e să ne reîntâlnim și să ne mai povestim cine știe ce lucruri extraordinare. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră că ne-ați ascultat.